Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, pe care am promis că o fac aproximativ lunar, măcar lunar, despre ce simte față de el ea, în comparație cu ce simte față de voi. O să am un set de cărți pentru voi și un set de cărți pentru cealaltă persoană. Acum aveți de ales între numărul 1, 2 și 3, alb, albastru și roșu. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu îmi pregătesc cărțile. Acum. Pentru cei care ați ales numărul 1, papiota albă, atmosfera e destul de pură între voi. E o energie. Energie e lumină. Interesant, vedeți cum apare și lumina aici? E albă. E lumină între voi, într-o formă sau alta. Ce simte față de voi? Cavalerul de monede. Simte dorința să vă ofere protecție? Să vină, da, vine mai încet, dar își dorește o relație stabilă, de lungă durată, pe care încearcă să o construiască cu răbdare, cu tenacitate, cu precauție, cu grijă. Posibil să fie cineva cu marcaj în zodia Fecioarei sau alt marcaj de semn de pământ. Marte, să zic, în semn de pământ sau lună sau eu știu ce, dar Marte că ține de acțiune totuși. La capătul setului de cărți, Cavalerul de Băte. Da, posibil o fi fost o tăcere datorită unor secrete, unor emoții, dar unor conflicte, ori cu cealaltă persoană, ori cu prietenii, ori cu familia, cu mama sau cu frica de emoții, dar simte atracție. Încearcă să se tempereze, interesant. Încearcă să-și tempereze impulsurile primare și să ofere stabilitate. Acum o să pun cartea deoparte și o să mă amestec. Pentru ei, ce-a vrut să se arate până una alta, 7 de spade, 4 de spade și 8 de băte. Am senzația că vor să se îndepărteze de ei. 7 de spade. Ori simt că s-au autosabotat în această relație, că vor să fugă, da? Vor să fugă de o minciună, de minciunile acelei persoane, de faptul că, eu știu ce s-a întâmplat, niște dezamăgiri, da? Pe care trebuie să le vindece. Ori au fost trădați, da? Au fost trădați și trebuie să se vindece și vor să meargă mai departe. Posibil în direcția voastră sau să meargă mai departe, pur și simplu să plece, să plece. Dacă știți că e o distanță între voi, posibil își doresc să străbată acea distanță de acolo, de unde sunt, înspre voi. Dar ideea este că vor să iasă, să se transforme, să crească spiritual și să se vindece de o rană produsă de aceste minciuni, păcălele, care, repet, de multe ori sunt, ni le creăm singuri, pentru că avem așteptări pe care n-ar trebui să le avem. Probabil, în această relație, a trebuit să ofere stabilitate, să ofere bani și lucrurile s-au dezechilibrat cu aceste minciuni și se simte singur. Acest personaj se simte singur. Simte că are de învățat o lecție, că a călătorit în întuneric în această relație. Și eventual interesant pentru mine, 4 de spade, eremitul, varianta mică. Și rănile produse de această situație sunt o lecție de viață pe care vor să o învețe și să o depășească. Acum, a venit în plus, v-am spus în plus. Haideți să vedem ce alte mesaje vin. Amestecăm cărțile pentru numărul 1. Ce simte pentru voi în această perioadă, în comparație cu cealaltă persoană? Ce simte pentru voi numărul 1? Ce simte pentru voi în această perioadă, numărul 1? Odată. Iată. Ce vre... Ah, dragoste, regina de cupe, vai, dragoste. Odată. De două ori, emoții profunde. De trei ori, vor să vă hrănească, să vă alinte, să vă susțină, să simte empatie, compasiune, înțelegere. Simt multe lucruri. 6 de cupe, că v-ați mai întâlnit în altă viață, că aveți o comunicare telepatică profundă, justiția, vor să facă dreptate. În ce sens? 3 de băte, în primul rând trebuie să se echilibreze, simt că față de voi trebuie să fie corect, să fie echilibrați emoțional și să vorbească adevărul. E o distanță, am vorbit mai devreme de distanță, asta vreau totul să se arate și atunci o să merg pe 4 cărți. Și totuși, au de așteptat și încearcă să spere
că lucrurile vor fi bine. Se pare că în această perioadă încep să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Ia să vedem totuși. Ah, uite ce frumos, nouă perspectivă, asul de bâte. Nu e vorba de curaj. Văd lucrurile altfel, vor să se dezlege de o legătură. Dacă este o căsătorie sau un contract cu cineva, vor să se dezlege de acest contract ca să vină înspre voi. Da, speră. Ce simt? Poate că simt că voi îi așteptați, chiar dacă ziceți, a, nu, că nu-i mai aștept. Dar undeva în sufletul vostru, dacă și voi conștientizați că e o legătură profundă, că v-ați mai cunoscut în copilărie, în tinerețe sau never ever, dar ați avut o casă cândva într-o altă viață, împreună ați fost apropiați și simțiți această legătură profundă, chiar dacă ziceți voi că v-ați separat, că există o separare necesară echilibrării, încă există această vibrație de așteptare și speranță că va fi mai bine. Au de făcut o călătorie, au de depășit niște sacrificii, o perioadă de stagnare ca să vină, da? Aici e noua perspectivă. E o idee, în primul rând. Astfel de bâte pentru mine înseamnă idei deosebite, da? Inspirante. Înseamnă și chef de viață, energie, mai ales dacă au stat pe loc, ca să rezolve aparentă stagnare, ca să rezolve niște lucruri. Poate unii au și un vis legat de voi care îi îndeamnă, îi inspiră. Hai, dăm voie să trag cu ochiul. Da, vor să vorbească ca valetul de spade. Vor să vorbească. La capătul setului de cărți, da, într-adevăr, sunt niște blocaje, dar sunt hotărâți să rămână în picioare și să-l depășească cu fai. Vai, faetonul și regina de cupe. Dar în spate au multă dragoste. Vor să manifeste o nouă lume, da, un nou capitol în viața voastră. Să vină, să vorbească, să vă impresioneze, să creeze. Magicianul manifestă, creează, da? Să creeze dragoste, înțelegere între voi și să creeze un nou destin în care sunt în stare să învingă orice blocaj. Interesant. Ce simt pentru cealaltă persoană în această perioadă? Hai să vedem. Ce simt pentru cealaltă persoană, numărul 1, cei care au ales cealaltă persoană. Vedeți că unor se poate inversa pozițiile, dar ascultați-vă inima înainte să vă asumați că a schimbat poziția, da? Odată. Uf! E interesant, apare tot faetonul, dar aici au de lăsat în urmă conflictele mentale, 5 de spade, discuțiile, jocurile mentale. Despre care am mai vorbit, interesant. Și vor să aleagă să vină spre voi, regina de cupe, da? Pentru că e la bază la voi. Deci baza alegerii, drumului pe care trebuie să-l facă, este dragostea. Cu alte cuvinte, dragostea îi inspiră și pasiunea îi inspiră să vină înspre voi. Și aici în relație cu acest personaj, resping conflictul ca bază a acelei călătorii. De eremitul se simt singuri. În fine, hai să tăiem. Opt de spade. Valetul de cupe. Interesant. 9 de monede. Și magicianul. Dar e regele de cupe. Judecata. Și temperanța. La capătul setului de cărți. Nu, dragoste, dar e în secret și e la distanță. Asul de bâte. Și acest în primul rând în această relație se simt oarecum blocați mental. Nu găsesc soluții cum să comunice emoțional.
Ia să vedem aici ce este. Valetul de spade. Împărăteasa. Wow. Și valetul de monede. Măi. În primul rând, prima senzație este că posibil în această relație au un copil și nu găsesc soluții din cauza acestei copil. Este chiar sub justiție, sub contract, căsătorie sau relație. Posibil să aibă de-a face cu o persoană independentă în relația lor. Adică să nu fie reciprocitate. Văd că totuși sunt cupe, dar clarific în valetul de cupe și totuși asul de cupe. E o situație secretă, este o nouă dragoste. Există și un soi de apreciere pentru această persoană cu 9 de monede și n-ar trebui să vă deranjeze dacă au un copil cu acest personaj. Undeva, cândva, o fi fost o apreciere, da? Ideea e că vor să manifeste ceva nou. Și noul s-a văzut chiar de la voi. Și apare și aici, într-o formă sau alta. Evident că nu se poate manifesta în ambele părți acest nou. Dar la voi am văzut regina de cupe și aici apare regele de cupe. Și judecata, care înseamnă împăcare, împăcare înseamnă și aici, 6 de cupe. Și temperanța, care iar ține de echilibrare într-o formă sau alta subtilă, energetică, nu musa ilegală. Acum, am zis, voi vedeți în ce poziție sunteți, deși am zis că aici sunteți voi. Aș vrea să clarific. De o dragoste, asul de cupe, care este ținută în secret din cauza unei distanțe. Și uite, valetul de monede apare la voi și apare și aici. Și spânzuratul apare tot aici. 9 de spade apare și diavolul. Eu am senzația că aici undeva, cât timp sunt cu ei, se gândesc și la voi. Se gândesc la voi cum să vină să manifeste acest valet de monede, un nou stadiu în relația voastră, că doar a venit cavalerul de monede mai devreme și la ceilalți a venit mincinosul sau cel care fuge. Dar încearcă să găsească o soluție, eventual înțeleaptă cu magicianul sau învață magicianul, iar uneori mai minte. Poate că încearcă să creeze o atmosferă plăcută aici până își creează drum înspre voi. Regele de cupe, da? Se cuplează cu regina de cupe pe care am văzut-o aici. Ia uitați, faietonul și regina de cupe. Cu voi își doresc o nouă relație, o nouă etapă. Deci lumea, iar magicianul și regina de cupe, da? Și aici magicianul și regele de cupe. Eu am senzația că aici este. Încearcă să păstreze o atmosferă plăcută. Și să țină în secret. Eventual să vindece atmosfera emoțională și mentală datorită unui copil. Adică e o responsabilitate emoțională în această relație.
Pentru că vor să țină secret dorința de a merge, da? De a crea nouă o nouă relație. Ia uite, valetul de monede pe care l-am văzut aici. Da. Și spânzuratul pe care tot la fel l-am văzut în situația stagnantă. Și de ce a stagnat? Pentru că sunt aici niște probleme. O energie toxică. Ori frici, ori adicții, ori eu știu ce responsabilități. Deci eu așa simt. Aș vrea să-mi comentați, eventual. Da, așa simt. Și aici, ce am zis că apare? Împărăteasa. Împărăteasa era, zic, Marea Preoteasă. Da. Își doresc să inițieze ceva, să comunice cât de prețioși sunteți pentru, sau prețioase sunteți pentru ei. Ia uite. Să vă ofere niște daruri ca la o persoană foarte specială. Foarte specială. Cea mai specială, da? Poate vor să vă comunice despre faptul că au un copil, că au o soție, în cazul în care nu v-au comunicat. Dar eu totuși simt că, fiind prima carte, 6 de cupe, relația dintre voi este mult mai profundă, chiar dacă întâmpină niște probleme. Problema ar fi eventual căsătoria cu cineva, la justiția, deși își doresc, am zis că vor să vină corecți. Echilibrați emoțional, să ofere emoțiile pe care le simt că le puteți oferi, da? Regina de cupe și regele de cupe aici, da? Dar. Dar ca să poată să manifeste această împăcare, trebuie să fie temperați. Da? Temperați. Și eventual temperați și în atmosfera de acasă sau de aici, de unde sunt, ca să nu creeze prea multe valuri. Pentru că ei, totuși, nu prea știu cum să iasă și atunci trebuie să-și găsească o tactică. Interesant. Nu clarifică. Mai am ce simte pentru voi în această perioadă. De două ori. De trei ori. Trei de pâte. E a doua oară când apare așteptarea. Asul de spade. Am zis de comunicare, de dreptate. Interesant, da? Și prințesa de pământ sau valetul de pământ. Să comunice că își doresc să construiască ceva. Uite, eventual să lase în urmă niște probleme, apele tulburi, 8 de spade aici apare, da? Și să meargă spre 10 de cupe, da? Fericire, abundență și așa mai departe. Ce simt pentru ei în această perioadă? Ia să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Ia. Openez, imediat vă zic, împăratul. Trebuie să ai responsabilități. Magnetism, interesant. Trei de monede, una, două, ia. Trei, patru. Și regele de cupe, interesant. Dar vor să se detașeze. Interesant, tot de cupe. Se simt foarte vulnerabili. Se simt vulnerabili în această relație în care au responsabilități împăratul. Ori sunt controlați prin magnetismul în acest context, îl văd, poate sunt controlați pe cale sexuală de cineva din acest motiv, cineva posibil i-a făcut într-un moment de vulnerabilitate, de magnetism, de atracție sexuală, i-au făcut un copil ca să îi țină, ca să îi țină, da? Ca să îi țină în această relație. Interesant. 10 de cupe apar la voi. Regele de cupe aici. Încearcă să construiască sau să mențină această construcție cu compasiune, cu înțelegere, dar văd totuși și dorința de a se detașa emoțional. Da, mă apare magnetism. Ok, și ce? Și ce? Dacă ei simt că responsabilitatea în care sunt a fost creată într-un moment de vulnerabilitate. Regele de cupe, poate că ei așa de fel sunt înțelegători, plini de compasiune și încearcă, repet, să nu creeze valuri, dar vor să plece. Regele de cupe apare aici. Până la urmă, e mai importantă fericirea decât atracția fizică? Interesant.
Dar acum observ că 10 de cupe a venit invers. 10 de cupe a venit invers. Asta înseamnă că merge către 9. Deci ce vor să comunice? Clar, mai dăm o carte după acest 10 de cupe. Ce e acest 10 de cupe invers? Da, și 8 de cupe merge tot către 9. Ambele merg către 9. Deci, în primul rând, acești oameni trebuie să descopere dragoste față de ei, ca să nu mai creeze probleme, să nu fie nici prea vulnerabili, nici prea încăpățânați. Interesant. Clarificăm 10 de cupe. Interesant. Invocare. Invocare. Există și față de voi o atracție, dar este mult mai subtilă și emoțională. Aici este atracție emoțională, nu este magnetismul acesta sexual. Vă place, nu vă place ce spun? Asta e. Dacă știți că sunt oameni frumoși, e normal să aibă relații, da, intense. Intensitatea relațiilor se manifestă și față de alții, nu doar față de voi. Invocare. Ia uite, faetonul. Vor să lase în urmă spatele. Ia uite, 9 de spade. Și să meargă către... Știu că v-au făcut să plângeți din cauza distanței, știu că v-au mințit. Mai dăm o carte pe această invocare. Clarificăm și invocarea o dată. Clarificăm și invocarea pe doi. Marea preoteasă. Încearcă să înțeleagă această relație foarte profundă. Accesându-și intuiția. Pentru asta trebuie să se iubească. Și când te iubești pe tine, îi respecti și pe ceilalți, chiar și pe cei care te-au mințit, chiar și pe cei care te-au folosit eventual, da? Deci aici eu zic că totuși omul, persoana respectivă, care vrea să ajungă din ambele puncte de vedere la 9 de cupe, la dragoste, stimă față de ei. Ca să genereze de acum încolo relații armonioase. Și ce dacă ar fi să lase pe una dintre voi sau unul dintre voi pentru celălalt? Ideea este să păstreze armonia, da? Să aibă compasiune și dragostea să rămână și amintirile frumoase. Înțelegeți? Cam asta. Cam așa văd eu acum cărțile. Este o suferință și în acest. Aici este destul de multă suferință. Am senzația că pe voi va părăsi pentru acest personaj. Dar aici, cu vulnerabilitate și cu 8 de spade, au intrat într-un cerc vicios, au fost vulnerabili odată, am zis, a fost o atracție între ei și cineva, poate că ei, repede, sunt frumoși, sunt puternici și atrag persoanele de sex opus și posibil să se fi căpătat cu un copil, poate chiar cu o căsnicie. Acum, vă rog frumos să-mi povestiți voi despre aceste relații. Uneori nu-mi place să... Am zis, nu prea îmi place să fac chestiile astea, dar știu că aveți și voi nevoie de răspunsuri la întrebări. Răspunsuri la întrebări. Și încercăm, cel puțin, mă strădui și eu, să vin și eu cu soluții, cu ghidaje în situațiile neplăcute prin care treceți. Cei care ați ales papiot albastră, numărul 2. Albastru să vă reprezinte într-o formă sau alta pe unul dintre voi. Albastru ține de comunicare. E un albastru care reprezintă chakra a cincea a comunicării, numai a șasea a viziunii. Comunicarea este foarte importantă între voi doi în această perioadă. Acum rămâne de văzut ce alte informații mai primim. Hai să vedem despre voi. Despre voi. Probabil că nu v-au spus niște lucruri. Poate că e culoarea unuia preferată, dar trecând peste aceste lucruri,
Repet, sinceritatea este foarte necesară în această relație. Numărul 2. Ce simte pentru voi? Numărul 2. Hai să vedem ce simte pentru voi. Numărul, ia uite, niște blocaje, văd nouă de... Poate că e blocat sau alte blocaje care stau în calea, eu știu, exprimării unor lucruri. Sau sinceritate. Rămâne de văzut ce-o fi. Numărul 2. Ce simte pentru voi? Numărul 2. Ce simte pentru voi? Uf! Iar cad cărțile, vrea să vorbească. Iar am văzut spânzuratul. Iar o situație stagnantă din cauza unor sacrificii. Sau a unor legături karmice. Am văzut și 10 de monede. Ia uite, soarele. Simt dragoste și fericire și băi, deci fericire, 3 de cupe. Simt fericire, se simt copii, se simt plin de viață în preajma voastră. Numărul 2, ce simt pentru voi? 8 de monede. Regele de monede, prea multe monede deja. 10 de bute. 6 de monede. Și 8. E o relație la distanță pentru unii. Au multe responsabilități. Își doresc să se implice în relație cu voi, dar mai au și alte responsabilități cu 6 de monede. Poate și un job, poate și un șef sau o poziție, da? Specială. Sau o căsnicie epuizantă, cu multe responsabilități. Își doresc să ofere. Își doresc să muncească în relație cu voi. Vor să transforme această relație să fie stabil pentru voi. Dar în această perioadă, de, iar interesant, își doresc o nouă etapă în relație cu voi în care să se vindece niște situații. Voi ați plâns, au fost conflicte, discuții, cât timp ați fost la distanță. Poate că sunteți mai la începutul relației, asul de cupe, da? Atracție, regina de bâte. Da, sunt două regine. Una care, da, vă doresc pe voi în preajma lor pentru că îi atrageți, îi și vindecați, dar în această perioadă au fost discuții, 5 de spade, lacrimi, în legătură cu această dragoste. Se manifestă dragostea sau se manifestă, nu o să ai conflictele, responsabilitățile pe care le iau ei față de altcineva. Ia, am vorbit de comunicare, valetul de spade, trebuie să comunice. Simt multe emoții pentru voi, dar mai e o situație karmică. Repet, ambiția profesională de a face bani sau o relație, relația cealaltă, da? Poate că voi sunteți tentația în viața lor, poate că ei trebuie să vadă că stau într-o relație karmică și a trebuit să stea într-o relație în care există dragoste și stimă. Dar uite, așa se manifestă lacrimile, în loc să se manifeste adevărul în spatele magicianului, da? Nu s-a comunicat, nu se comunică din, știu, niște motive. Ce simt pentru ei în această perioadă? Numărul 2, ce simt pentru ei? 5 de monede. Simt că au probleme în cuplu, da? Simt că au probleme în cuplu, poate au și probleme financiare. Nu știu cât v-a oferit vouă. Poate nu v-a oferit nimic și își doresc să vă ofere. Dar e un triunghi clar, da? E un triunghi și uite și aici trei persoane, da? Sunt discuții. Apare și 3 de cupe, da? În 4 de cupe. Aici chiar se vede clar că e un triunghi amoros. Și da, ei au probleme. În primul rând, probleme au datorită atracției pe care o simt față de voi. Și asta pentru că am văzut regina de bâte aici, la un moment dat, după asul de cupe. Am văzut regina de bâte, adică această dragoste se naște și prin pasiune. Posibil încearcă să fie persoane mai reci, mai raționale, neapărat reci.
Ia să vedem. Încă o dată. Ce țin față de ceilalți. De două ori. De trei ori. Împărăteasa. Doi de spade. Doi de spade, doi de bâte. Sunt puși să aleagă. În această relație deja ei se gândesc. Turnul. Uf, la o separare. Sub șase de monede. Wow. Cinci de bâte. Conflicte. Deci la voi ar dori să meargă mai departe, să depășească problemele ca să se manifeste ori împăcare, ori dragoste. Aici apar conflictele, apare separarea. Doi, da? Sunt la răscruce de vânturi, de drumuri. Trebuie să aleagă. Iar împărăteasa, dacă au familie, copii, am zis că dacă sunt soți și au responsabilitate, asta e. Dar vor să vă ofere vouă o stabilitate. Conflicte. Legate de soție. Aici e soția. Dar apare și la voi regina de monede. V-ar vrea și pe voi? Și aici trebuie să se tempereze, să vindece niște chestiuni. Ia uite, 8 de spade. Un blocaj din cauza copiilor. Mama și copilul. Și-au dedat și bani în casă. Au dedat și bani în casă. La capătul setului de cărți extraordinar, împăratul și împărăteasa. Soțul și soția, da? Dar împăratul visează. Împăratul visează. Visează pentru că în această relație, 10 de monede, au cam obosit să muncească. În spate, în 7 de cupe, au opțiuni, într-adevăr. E o relație, o căsnicie care aduce bani, poate sau le-a adus bani, au reușit să creeze ceva, dar au obosit și își doresc să viseze. Și eu simt că împărăteasa puteți să fiți chiar voi. Așa simt. Acum, hai să vedem. Adică, dacă ei sunt acum soți și au o soție, vă doresc pe voi, uitați-vă, regina de bâte, regina de monede. Vă doresc pe voi, ia uite, trebuie să aleagă între căsnicie și potențialul pe care l-au față de voi. Voi sunteți mai mult, da? Și vindecare, și atracție, și stabilitate. De-aia zic, am senzația că împărăteasa sunteți voi și îi influențați în această decizie și separare. Spune și mie. Hai să mai vedem. Ce simte pentru voi acest personaj în această perioadă? Ce simte? Nu acțiunile, nu intențiile. Simte că e foarte intensă energia. 10 de bâte. Îi apasă. Îi apasă faptul că au și job, au și responsabilități acasă și a apărut și această dragoste, asul de cupe. Care aduce lacrimi și conflicte. Și interne, și mentale, și discuții acasă, poate și între voi. Conflicte apar și aici. 5 de spade, 5 de bâte, da? Pe care trebuie să le tempereze. Din cauza asta nu găsesc soluții. Este copilul la mijloc, valetul de cupe. Ia, ce simte pentru voi în această perioadă? O dată. De două ori. De trei ori. Regele de cupe.
Cap de spade. Emoții. Nouă de spade. Și faetonul. Încearcă să fugă de voi. Încearcă să fugă de voi. Folosește distanța. Folosește distanța, lumea, dar încearcă să fugă de voi. Deocamdată. Deocamdată. Le este frică. 8 de spade și 9 de spade, le este frică de emoții, uitați, central, simt dragoste, simt că acea posibil v-ați întâlnit la locul de muncă unii dintre voi, simt emoții profunde, dar simt și frică. Uite, da? Două cărți foarte emoționale, între două cărți foarte mentale, 8 și 9 de spade, da? Și trebuie să aleagă faetonul. Care e destinul lor? Cu voi sau cu ei? La capătul setului de cărți, regele de spade. Ea trebuie să aleagă. Încearcă să fie rațional. Se gândește că dacă o ia de la zero, face vreo nebunie și eu știu ce riscă. Dar are lacrimi. Ia uite. Și față de soție. În preajma soției. E ceva, e o nemulțumire. Este pus să aleagă. Ia să vedem ce iese la ei. Ce simte față de ei în această perioadă? Ce simte față de ei în această perioadă? Hai să vedem. Oh, da. Ah. Situația acasă. Cred că stau acasă și se gândesc la voi, așa am impresia, dar pe de-o parte și fug de emoțiile pe care le-au față de voi. Eremitul și prințesa de foc, care e pe orizontal. Adică, inițierea, atracția nu e, nu e, dar e eremitul. Eu sunt singurare, acasă se însingurează. Acasă se însingurează? Hai, odată. Acasă? Ce-o fi zis acasă? Nu știu. O dată. În relație cu acest personaj. De două ori. De trei ori. Vocea. Încearcă să-și asculte vocea interioară. 10 de monede. Casa. Casa. Relația stabilă. Banii. 8 de bâte. 7 de bâte. Și 5 de monede, iar apare problemele în cuplu. Sunt conștienți că trebuie să fie stabili, că așa s-au obișnuit, dar descoperă totuși o pasiune. Cred că sunteți voi, în fine. Oamenii ăștia în această perioadă nu știu ce să aleagă. Nu știu ce să aleagă și nu știu nici cum să comunice. Cum să manifesti ceva, pentru că chakra a cincea te ajută să manifesti. Dacă nu știi să comunici, dacă nu știi să alegi. În fine, trebuie să-și asculte vocea interioară legată de această relație stabilă. Nu zic că nu e stabilă, da? Dar apare 8 de bâte și apare 8 de bâte și aici. Și-ar dori să vină înspre voi. Și-ar dori. Dar sunt un pic cu frâna trasă, 7 de monede, pentru că au niște probleme aici. Da? Și știu că trebuie să fie stabil, să ofere stabilitate. Regele de bute. Și acolo am văzut regina de bute. Da, așa simt. Au mult de 8, 8 de monede, 8 de spade. Aici ar 8 de spade.
Deci față de acest personaj îi blochează responsabilitatea, eventual. Ceva se zdruncină cu turnul, se zdruncină în căsnicia asta. De-aia zic, simt că împărăteasa vocea interioară acasă le spune că sunteți voi împărăteasa lor. Femeia divină. Perechea aceea specială. La capătul setului de cărți, regele de spade, care încearcă să pară puternic. Da? Trebuie să integreze cele două experiențe. Trebuie să crească. Ia uite, ține secret regina de cupe și apare aici la voi regele de cupe. Da, și asul de cupe. Ține secret această dragoste, acest, da, pentru că știe că trebuie să aleagă. Și iar, este și pasiune, nu doar emoții, dar emoțiile astea îl dau peste cap, pentru că pasiuni poate a mai simțit. Nu la fel de intense cum simte față de voi, dar în plus față de voi are multe emoții în acest set de cărți. Da? Și repet, încearcă să fugă prin muncă și ar dori să se implice, dar sunt multe, dar are de ales. Și nu uitați că se zdruncină ceva în această relație. Turnul. Dacă voi vă simțiți aici, dacă știți că s-a zdruncinat relația între voi din cauza, eu știu, jobului și al familiei lor, găsiți-vă poziția, dar încearcă să-și păstreze rațiunea, mințile, puterea, să se abțină puterea, să-și abțină, să se abțină, da, se controleze și se integreze. Focul sau emoțiile. Dar uitați, ține secret aceste emoții. Iar apare focul, 10 de cupe, îndrăgostiții. Acestea toate sunt ținute în secret. Da, da. În fine, e o etalare pentru o anumită perioadă de timp. Sper că a fost suficient de clară pentru unii dintre voi. Dacă nu este clară, vedeți și voi. Și oamenii sunt ei cu ei înșiși. Sunt speriați de emoții, de dragoste, de schimbare, de multe. Și nu mai spuneți că etalarea nu e clară. Oamenii sunt neclari, vă rog frumos. Oamenii sunt neclari. Noi acum citim energiile pe care le transmit oamenii. Deci am citit acum despre ce simt față de voi. Numărul 3. Cei care ați ales papiota roșie. Hai să vedem, dragii mei, atracție fizică puternică între voi. Mare atracție. Interesant că e și o papiotă mare, probabil că dacă sunteți bărbați, sunteți mai înalți, mai bine făcuți, deși nu obligatoriu, sau pasiunea este foarte mare, 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 mare pasiunea. Și nu o să ai pasiunea cât energie, este foarte multă energie. În relație cu acest personaj, poate energia aceasta o împarte și cu alte persoane, nu doar cu voi, da? Energie, vitalitate. Putere. Ce nu-mi plac mie etalările astea, dar trebuie să le fac. Acum, ce simte pentru voi acest personaj, numărul 3? Ce simte pentru voi în această perioadă? În această perioadă. Numărul 3. Ia să vedem. O dată. De două ori. Uf, se vindecă de ceva? De ce se vindecă? De niște minciuni care își răspund singuri. Da. O tendință de a se autosabota, eventual. Interesant. Ce simt? Vor să fie stabili. Vor să fie persoane serioase. Acum, dacă n-au fost, vă dați seama că trebuie să se transforme.
Cavalerul de bâte, interesant. Ați luat focul roșu. Simt multă pasiune față de voi. 6 de monede. Uf, mai au și pe altcineva. 3 de spade. Din cauza că trebuie să ofere și altora trebuie. Nu e trebuie, da? În fine. Pentru că mai oferă și altor persoane. Știu că suferiți. V-au făcut să sufere. Să suferiți. Faetonul. Dar vor să vină să... Poate această suferință nu musa i-au provocat-o ei. Suferă pentru că au trebuit să dea și altor persoane, deși se simt atrași față de voi, și vor să vină să lase în urmă suferința și să vă oferă o nouă relație. Stabilitate, am zis, regele de monede. 8 de cupe. 5 de... V-au lăsat? V-au abandonat la un moment dat? Sunt conștienți că v-au adus lacrimi sau o suferință. Dar vor să încheie acest iaute. Iar apare. Noi. Am senzația că pleacă înspre un job. Și din cauza asta v-au lăsat. Poate jobul să fie la distanță? Dar vor să crească financiar. Vor să se implice și să vă ofere. Dar va mai dura destul de mult. Vor să se implice și să vă ofere. Acum rămâne de văzut dacă voi veți accepta, dacă voi veți aștepta. Sunt deciziile și ale voastre. Este o suferință, repet aici. Poate ei simt suferința voastră și vor să vă fie de ajutor și încă nu au această posibilitate. Au nevoie de ajutor financiar. Au nevoie de un nou job și v-au lăsat o perioadă, repet, ca să călătorească, să înceapă un nou, eu știu, un nou job, ceva. La capătul setului de cărți, 6 de bâte. Deci vor să aibă relație cu voi. Visează. Da? Visează să fie... Ia uite, am pus mai devreme împărăteasa, să fie un personaj stabil, bogat, dar au de așteptat. De așteptat. Ia uite, simt bucurie. Simt bucurie. Ar vrea să fiți împreună. Da? Am văzut îndrăgostiții 10 de monede, dar ar vrea să fiți împreună. Acum știți cum e. Una e dorință, alta e și putință. Și ca să ajungi să faci ceva, uneori trebuie timp, clar. Timp. Dacă au fost mai aventuroși de-a lungul vieții și vor să devină din cavalerul de bâte, gândiți-vă și voi, dragii mei, din cavalerul de bâte să ajungi rege de monede. Ho-ho! Trebuie multe luni pline de transformare, de eliberare, multe lacrimi, multe, da, multă însingurare, multe capitole încheiate. Ce simt pentru ei? Eu știu, persoanele cu care mai sunt în această perioadă? Conflicte. Trebuie să se lupte. Eu știu. Hai să ce simt pentru ei. Dacă mai e o altă persoană. Judecata. Uf! Valetul de cupe și 5 de spade. Se mint aici. Au discuții. Regele de spade. Uf. Am zis se mint? Uite cum a apărut. Da, mersi mult când ești de acord cu mine. 2 de monede. Trebuie să aleagă. Să-și regăsească energia. Aici s-au mințit mai. Aici plâng. Și aici plâng. Dar aici clar conștientizează regele de spade. Își dau seama că aici au stat în niște conflicte. Că cineva i-a manipulat iar posibil cu un copil. Gândesc că au fost manipulați. Sau cineva a făcut jocuri mentale. Poate chiar și emoționale, nu neapărat cu copilul. Da? Iar s-au mințit. Poate și ei au mințit în relația aceasta. Au mințit posibil
a avut această tendință și față de voi, dar vor să închidă acest capitol și vor să ofere stabilitate, dar în timp, am zis, trebuie să se schimbe. Regina de bâte, faetonul, regele de cupe. Iar faetonul care apare și aici se manifeste. Vindecare. Da, de tendința aceasta. Cred că la viața lor acești oameni au fost cuceritori. Cred că au fost, poate chiar mai sunt. Și totuși ceva în relație cu voi îi fac să se transforme emoțional, chiar dacă v-au părăsit. Ceva, poate simt, interesant, poate simt suferința voastră și e o chestie de telepatie, de... Și-și doresc să vă fie stabili. Aici, regina de monede, lumea, nouă de monede, regele de monede. Multe monede, 10 de monede, 7 de monede. Da, posibil au fi fost căsătoriți cu acest personaj, 4 de bute și 10 de monede, dar apare 7, dar apare momentul acesta de oboseală în care se muncește atâta pentru stabilitate, pentru bani. Poate chiar și pentru profesie. Am senzația că acești oameni... Au un spirit mai independent, chiar dacă au fost căsătoriți. Interesant și aici apare lumea. Și la voi apare o lume. Au de încheiat niște lecții, au de învățat niște lecții și cu voi și cu ei. E invers, de fapt, și cu voi și cu ei. Și dacă aici este o relație stabilă, eu știu, în care s-au mințit sau au acceptat-o, da? O gândesc foarte bine această perioadă. Ce interesant totuși e că în relație cu voi apare 6 de bâte, iar ar dori să vină spre voi această nouă lume, nou capitol, să vă ofer un nou capitol. Dar evident că voi sunteți cei care decideți să-i primiți, nu-i primiți. Ce simt pentru voi în această perioadă? Cei care au ales numărul 3. Ce simt pentru voi? O dată, de două ori, de trei ori. Patru de monede. Turnul a fost o separare între voi. Interesant. Ia. Viziunea care ajută să vadă altfel lucrurile. Că au stat pe loc. Vor să manifeste ceva nou. În primul rând, dragoste față de ei. De-aia zis, au fost mai aventuroși. Au creat probleme și în alte relații. Nu doar în relație cu voi. 5 de spade, 3 de bâte. Conflictul mental, totuși, în această relație este așteptarea. Și faptul că în această așteptare posibil să puneți capăt, da? Aveți turnul și moarte. Se gândesc, mă așteaptă, nu mă așteaptă. După moarte totuși apare, după încheierea aceea care e foarte posibil separarea dintre voi, să apare dorința de a munci. Pentru că țin la voi cu 4 de monede, sunteți altfel, dar ceva s-a struncinat. Uite, vor să conceapă ceva. Să se lupte, să se implice cu pasiune. Poate vor, dar cu multă pasiune, poate vor să creeze un proiect, să colaborați. Posibil și asta? Pentru că 8 de monede înseamnă locul de muncă, să concepeți ceva împreună. Interesant. La capătul setului de cărți, emoții foarte puternice. Și ia regele de monede și asul de cupe.
E un nou sentiment de dragoste, de vindecare, de stabilitate. Le dați aceste emoții foarte noi cu asul de monede, de cupe. Da? Îi vindecă de un stres, de niște blocaje mentale, oarecum. Și îi vindecă și îi inspiră să-și găsească stabilitatea în general. Da? Să fie oameni maturi, regele de monede, și în relație cu voi. În fine, hai să vedem ce simt față de ei. Față de cealaltă persoană. Că văd aici multe spade și nu sunt tocmai frumoase. Nici 5 de spade. Aici este. Nici 7 de spade. E o strategie. 5 de spade îl văd și aici, care apare și la voi. Conflictele cu acești oameni de aici influențează povestea voastră. O dată, de două ori, de trei ori. Viziune și magicianul aici este la voi. Da, apare o trezire cu turnul, viziune și magicianul. Trezire la dragoste față de sine, la speranță, la credință. Cu 8 merge, 8 de cupe de aici, dați în urmă, merge către 9 de cupe. E o transformare, ia să vedem. Doi de bute vor să aleagă. Lilith, ia uite, au de ales. Regina de monede care apare aici. Probabil sunt în preajma unei persoane ambițioase sau simt că situație toxică aici, ori prea materialistă. Ia uite, 5 de cupe. 8 de bute. Din care ar vrea să iasă și invocă. Eu știu, poate fac niște 8-8-8, niște ritualuri de eliberare, invocă ce? Invocă o nouă pasiune, eliberarea de acest personaj și o nouă pasiune, ar putea să fie față de voi, evident, emoțiile acestea, atracția față de atmosfera emoțională care e în relație cu voi, împărăteasa. Da, și nebună. Eu cred că invocă energie și o nouă pasiune în relație cu o femeie emoțională, pentru că aici este ceva, aici sunt niște jonglării emoționale și mentale. Nu în sensul frumos al cuvântului emoțional, da? Dar asta îi face parte din justiție, din karmă. Justiția, soarele, dar acum arată cărțile. Soarele ăsta. Simt că trebuie să vindece egoul. Așa simt, soarele simt ca pe un ego sau, repet, dorința de a cuceri, care trebuie să se echilibreze. Oricum, voi i-ați inspirat, chiar dacă e separare între voi, că am văzut mai devreme separare, separarea aduce o trezire a lor. Dacă vă încântă sau poate nici nu vă interesează ce efect ați avut asupra lor, da? O trezire, da? Viziunea magicianului, da? La acest 9 de cupe. Dragoste față de ei. Dar trebuie să mai treacă prin multe conflicte, lacrimi, așteptări. Poate chiar printr-un final între voi doi, poate chiar și cu alte persoane, nu ne interesează prea mult alte persoane, așa ca să se ajungă la această dorință de a construi, de a transforma. 8 înseamnă transformare, scorpionul, moartea, tot transformare. Se vor transforma niște chestii între voi doi la un moment dat. Posibil printr-o colaborare, să concepeți ceva împreună. Pentru că vor victorie. Vor victorie, visează la victorie. Da? Aici împăratul e chiar la a treia persoană. Da? Vor să. Și împărăteasa apare pe partea lor,
Dar după ce se eliberează de, se vindecă de, cu temperanța, egoul cuiva, de un contract. Sunt niște chestiuni toxice și aici. Dar, dragii mei, uf, pe mine lucrurile astea mă obosesc. Mă obosesc, am zis de nu știu câte ori că nu mai fac etalări despre triunghiuri amoroase, dar din păcate nimeni, adică nu știu, poate unii își doresc, da? Cum a fost acest cuceritor și vor mai fi și alții, da? Sau nu interesează, dar la un moment dat tot apare trezirea despre care am vorbit, da? La un moment dat și ei aceia care se duc din fare în fare tot întâlnesc o persoană specială care nu o să ai că îi va răni, dar îi va trezi la realitate într-o formă sau alta. Uf, uf. Vai, ce să fac? Trebuie să îmbrățișez vreo pădure, să mă descarc de energiile astea din etalările pentru triunghiurile amoroase. Vai, ce nu le suport. Dar m-am străduit să vă citesc cât mai și corect și intuitiv. Sper că v-ați regăsit în povestiți, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați că voi alegeți să vă manifestați viața și nu depindeți nici de stările, nici de alegerile altora, decât de ale voastre. Să vă fie vouă bine, dar nu un bine de la egoist, da? Ci un bine elegant, nobil, în care manifestați înțelepciune, creștere spirituală, da? Cam la asta se ar trebui să cum să zic, pe asta ar trebui să vă concentrați în relații în general. Bine, eu dau sfaturi, da, dau sfaturi pentru că am trecut și eu prin experiențele mele. Vă doresc, dragii mei, încă o dată dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine!